Bună ziua, stimați telespectatori! O nouă emisiune în studioul Capital TV, o emisiune electorală cu trei candidați din municipiul Vulcan. Este vorba de două doamne și un domn. Și, în primul rând, din partea Partidului Puterii Umaniste Social-Liberale, Vulcan, și aș începe cu doamna Angela Stoica. Bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, dragi cetățenii municipiului Vulcan și ai Văijiului. Doamna Angela Stoica este candidat la funcția de primar al municipiului Petroșani din partea acestei organizații. Alături de dumneaei se află o doamnă foarte cunoscută, un fost dascăl de matematică la Colegiul Tehnic Mihai Viteazu din municipiul Vulcan. Un dascăl de matematică, cum spuneam, foarte cunoscut, care vreme de 35 de ani a slujit la catedra acestui liceu. Este vorba de doamna Georgeta Pop. Corect. Bună ziua și bine v-am găsit. Și alături de doamna Georgeta Pop este domnul Ioan Bricea, care a mai fost în studioul. Bun să trăiți și pentru dumneavoastră și pentru cei care ne privesc. Domnul este fost polițist, după cum știți, 23 de ani în cadrul Poliției Municipiului Vulcan. A mai fost în studio și candidează alături de doamna profesor la funcția de consilier local din partea Partidului Puterii Umaniste Social-Liberal, Organizația Vulcan. Acestea fiind spuse, să pornim din nou povestea noastră și pentru că este pentru prima dată în studio doamna Georgeta Pop, aș vrea ca să se prezinte mai mult vulcănenilor. Eu am făcut o prezentare sumară și să ne spună de ce este alături de această organizație de partid și alături de doamna Angela Stoica. Am emoții. Să nu aveți emoții. Bine, glumeam. Cred e de la căldură. Că de la e căldură, foarte cald afară și de asta. Mai scoatem câte un porumbel, nu-i problema. Bun. Așa cum ați precizat, am fost profesor de matematică, 35 de ani, la Colegiul Tehnic Mihai Viteazu, din orașul Vulcan. Nu sunt vulcăneană la origine, sunt lupenară, dar în anul 80, 1980, m-am mutat în Vulcan, tocmai pentru a prelua catedra de matematică. Am fost profesor de matematică titular toți cei 35 de ani, șef de catedră, pe catedra de matematică informatică cam 20 de ani. Am prins atât vechea gardă a liceului, cât și noua gardă. Eu zic că m-am înțeles bine în mare cu toată lumea. Am lucrat o viață întreagă cu elevii, pentru că 35 de ani este aproape o viață de om. Am fost mereu în mijlocul lor, i-am ajutat cât am putut, le-am deschis mințile. Știți că matematica este știința care pune ordine și structură în viața reală și este, chiar dacă nu-ți place matematica, măcar o idee despre matematică trebuie să-ți faci că te ajută în restul vieții. Aici, apropo de ordine și structură în viața reală, înainte de emisiune puneați întrebarea cu elevii olimpici. Am să vă dau un exemplu care pe mine de-a lungul anului vieții m-a marcat foarte mult. În urmă cu 5 sau 6 ani, am participat la o manifestare undeva în zona Căprișoare, mai multe personalități din Vulcan cu o anumită tematică și la întoarcere în mașină eram cu o fostă elevă care este de aceeași generație cu fica doamnei Angela Stoica, deci Mihaela Stoica. Eleva era domnișoara Peter, mama dânsei lucrează la noi la Consiliul, la Primăria Vulcan. Și deci după petrecerea de 3-4 ore, când toată lumea s-a simțit bine în mașină, așa tăcere, și la un moment dat, fata care stătea în față, eu cu doamna director Malvine Socaci în spate, se întoarce și mi-a făcut cel mai frumos compliment pe care puteam să-l primesc ca profesor. Ea între timp a terminat dreptul, nu a mers pe matematică, deși era un elev excepțional la mai multe materii. A terminat dreptul, a dat un examen de barou, acum este undeva la Cluj, judecător, și mi-a spus așa: mulțumesc doamnei profesoare pentru formația matematică sau pentru gândirea matematică care mi-a format-o, pentru că la examenul de barou au fost 5 întrebări
la care nu puteai să răspunzi dacă nu aveai formația de matematician, adică dacă nu aveai o gândire de matematician. Adică logică. Așa că, logic. Așa că, indiferent că copiii au fost olimpici sau nu, dacă au trecut printr-o școală și ai reușit măcar puțin să le dai din ce ai știut tu, eu zic că este foarte important, pentru că până la urmă noi suntem diferiți și la unii ne place muzica, la unii sportul, la unii matematica, la alții istoria, ca domnul Tănase, nu? Toată admirația pentru domnul profesor Tănase. Da. De ce în politică și atât de târziu? Pentru că consider că este momentul și locul potrivit să mă îndrept spre această activitate. Am lucrat toată viața cu oamenii și cred că la ce capacități am și la cât am acumulat de-a lungul vieții, aș putea mai departe să îndrum atât foștii mei elevi, cât și copiii foștilor mei elevi, cât și părinților. Deci eu privesc absolut toate generațiile, fiecare are locul lui bine definit în societate și fiecare are nevoie de un mic ajutor. Nu putem să dezvoltăm o societate numai cu tineri, tineri. Într-adevăr se promovează tineretul, dar nu undeva... Nu și o vorbă, cine nu are bătrâni să-i cumpere, nu? Sau să nu uităm de bătrânii cetății. Mie aia îmi place, cu bătrânii cetății. Deci nu se poate. Eu recunosc meritele tuturor și privesc în urmă. Eu dacă aveam o problematică, intram în clasa de-a 11-a sau de-a 12-a și spuneam problema. Deci problema, nu vorbesc de matematică, o altă problemă. Cine poate să ajute? Deci nu vă imaginați ce capacitate au tinerii. De ce doamna Angela Stoica? Deci doamna Angela Stoica, pentru că o cunosc aproape de o viață. Deci v-am spus că am venit în... Vulcan în anii 80. În perioada aceea, dânsa, cred că încă era eleva liceului nostru. În 80 eram la liceu. Da. Și eu am fost la dumneavoastră. Da? Da. Oricum, fiul domnului Griceanu mi-a fost elev și așa. Dar și eu, dar m-ați uitat. Noi, m-am uitat ce să... și... Deci pot să spun că am prins-o în toate, ca elev nu pot să spun nimic despre dânsa pentru că nu a fost, nu ne-am interesat, nu a fost eleva mea, dar ulterior după aceea. Deci ca dascăl într-un oraș care are o populație de 30.000 de locuitori atunci, 27.000 acum, toată lumea se cunoaște cu toată lumea, știți? Ori, un om ca Angela Stoica, care a fost viceprimar 8 ani de zile, care alături de domnul primar Ile au făcut lucruri minunate într-o perioadă, să nu uităm. Deci, pentru mine a rămas în... Deci, în mintea mea a rămas cât de activă, cât de incisivă, de puternică, de bun manager a fost în acea perioadă. Și atunci eu am încredere, eu îi acord girul meu pentru tot ce vrea să, sau și-a propus să facă pentru acest oraș. Știu că are capacitățile necesare, știu că iubește oamenii, știu că socializează la toate nivelurile, cu toată lumea, deci nu face diferență de oameni, pe toți îi iubește la fel, îi ascultă, îi îndrumă și eu cred că are curajul, deci nu numai experiența, dar are și curajul, este o luptătoare și va reuși să facă ce și-a propus. Mulțumesc, doamna profesoară, mulțumesc! Și nu în ultimul rând, dați-mi voie să spun ceva și de domnul Daniel Ionașcu, care mi este foarte drag, deci am intrat, ador și acest partid, Partidul Puterii Umaniste Social-Liberale, pentru că eu pe domnul Daniel Ionașcu îl cunosc de foarte multă vreme de la emisiunea TV, l-am remarcat și mi-a rămas așa ca o imagine plăcută, iar dacă tot este președintele partidului, de ce nu? Este un plus de valoare pentru ca doamna profesoară să fie ales acest partid. Iar cine îl apreciază pe domnul Ionașcu, e clar că apreciază și religia. Domnul Ionașcu să știe clar că în municipiul are Vulcan sloganul nimic fără Dumnezeu. Da. În municipiul Vulcan, colegii mei amândoi știu, când mergem pe stradă, majoritatea oamenilor, cel puțin doamnele în special, dar a fost și un domn care, de fapt, dânsul era la PSD. Mi-a spus că o să auziți de acest om, de Daniel Ionașcu, că sigur va fi președintele României. Adică am avut așa o mulțumire de sine, pentru că vă dați seama relația de prietenie pe care o avem cu dânsul și de subordine ca și coordonator al PPUSL,
ne dă un plus de încredere că municipiul Vulcan va fi undeva în inima dânsului, astfel încât va ajuta acest oraș. Oricum a promis un birou, că deschide un birou. Da, este deschis birou, pentru că... Deci oricum va mai avea tangențe. Dar cum să nu... avem tangențe și pe dânsul îl cunosc înainte de a fi viceprimar, cu vreo 10 ani înainte, îl cunosc de vreo 10 ani, de a fi viceprimar, de a fi președintele Partidului Puterii Umaniste. M-am bucurat foarte mult când am văzut că a ales să vină în această echipă și consider că, chiar dacă suntem un partid la început de drum, caii trag echipa, calul de la București. Mai e o vorbă, îmi cer scuze acum. S-am dat pe vorbe, nu? Da. Nu mor caii când vor câini. Exact, e adevărat, da. Și îmi place foarte mult cum ați scris acolo. Angela merge mai departe alături de echipa PPUSL. Dacă arăt cu degetul, dragi telespectatori, avem un monitor în studio, să știți. Eu sunt mai dezinvoltă. Nu am reguli. Nu părea pot să fiu în reguli introdusă. Doamna Angela, suntem pe finalul celei de-a treia săptămâni de campanie. Da, mai avem... Cum ați văzut campania în Vulcan? Cum vă înțelegeți cu contracandidații pe acolo? Mi-a plăcut să aud și din partea unor moderatori de televiziune și director de televiziuni din Valea Julii, ca și dumneavoastră și celelalți, că am avut una dintre cele mai frumoase campanii electorale care s-au derulat în aceste alegeri locale. Fapt care dovedește că, pe lângă faptul că sunt un politician și am o echipă de oameni onești și care au o valoare morală ridicată, înseamnă că am avut și experiență și mi-am pus în valoare și faptul că sunt femeie. Am încercat să îmbin feminitatea și cu politica. Știți, dumneavoastră, că poate să fie o mână de fier și într-o mânușă de catifia. Efectiv, am avut o campanie frumoasă și oamenii au fost destul de deschiși. M-a bucurat și mă bucură enorm de mult faptul că oamenii spun că trebuie să aleagă un om care a mai lucrat, care are experiență și care a făcut ceva. O să mai vorbim despre acest aspect. Eu mă mir că tot e bine și frumos, că e sezonul plângerilor. Apropo, nu plângeri de la politică. Da, o să vă vorbesc după ce la birou electoral, cu tot felul de... Da, sunt plângeri între celelalte. Nu, asta n-aveți niciuna. Nu am nicio plângere, de asta v-am spus că am avut o campanie frumoasă, n-am nicio plângere, nici n-am făcut nicio plângere, dar nici n-am încălcat legurile, pentru că aici avem un fost polițist, am doi foști polițiști din echipă. Au ținut cont că sunteți o doamnă și atunci ce au zis? Hai să nu-i facem plângere. Da, că sunt o doamnă, dar care știu să și lupt până în pânzele albe dacă mi se încalcă anumite drepturi. Mă cunosc colegii mei cu care sunt contracandidați și tocmai din punctul ăsta de vedere mă bucur că domnul Briceag este alături de mine și de echipă, este un om foarte iubit, m-am bucurat când dânsul mă aștepta cu luni înainte să mă roage să candidez. Vă rog să povestiți neasă, nu vreau să-l întreb. Păi să-l lăsăm, haideți, spuneți, domnul Briceag. Cam ce aș putea să spun? Ce îi spune asta, doamna Angela? Să candideze? Să... Păi, dacă în 8 ani, în 2 mandate de primar, nu prea s-a făcut nimic. Vulcanul a fost ca și localitate o bijuterie a Cluj-Jiului și dintr-o dată a intrat în regres. Da, într-adevăr, în ultimii ani se cam observa treaba asta. Deci a intrat în regres rău de... Vă spune un om neutru, adică care trecea prin Vulcan. Analizând eu și datorită profesiei pe care am avut-o, întrucât țineam legătura cu toate instituțiile de pe raza mea de competență, a Poliției Vulcan, am realizat că numai doamna Angela are experiența. Ne leagă și lucru cât am lucrat, am cooperat împreună. Dumnezeu ca viceprimar, eu ca polițist, că am fost și șef la rutieră și la proximitate, omul de legătură, omul care face și rezolvă problemele comunității. Și doamna Angela a fost singura care a putut să spună întotdeauna clar și răspicat, hai să vedem cum se rezolvă problema. Mie mi se părea simplu ca polițist, dar ca viceprimar te lovești de capitolul resurse, materiale, proiecte. E simplu de a zice facem, dar nu e chiar așa. Fiindcă un primar, în optica mea de vedere, are două aspecte pe care le urmărește. Prosperitatea unei comunități și siguranță. Eu la capitolul siguranță aș putea spune că am experiență din spate. Că din cauza asta m-am și înscris la doamna Angela. Fiindcă are o paletă foarte largă de profesii în echipa
pe care o are aceasta în spate. Orice lider trebuie să aibă din toate domeniile cât un specialist. Mai ales în administrație locală. Da. Ținând cont de experiența lui doamna Angela, ținând cont și de partid, fiindcă președinte, domnul președinte, este un om cu pregătire juridică și, din câte știu eu, cam era o expresie pe vremuri, cam din trei cetățeni unul ar trebui să aibă pregătire juridică, atunci nu s-ar întâmpla atâtea la noi în țara asta. Și am dat înainte. Deci, cam asta văd eu. Doamna Angela are experiența din spate, nu trebuie să o ia iarăși de la zero. Mi s-a părut ca viceprimar și vă întreb pe ambii invitați, că după aceea o să întreb și pe doamna Angela legată de activitatea de viceprimar o chestie. Cum? Eu? Da. Deci eu cu doamna Angela atât de bine am cooperat, că m-ați întrebat ora trecută, dacă ne-am certat vreodată, poate de acum acolo. Nu se știe. Dar va fi o ceartă constructivă, da, domnul Briceanu. Constructivă. Deci poate de acum încolo. Să... Cum era ca viceprimar? Deci a fost, eu întotdeauna am văzut omul, că nu, suntem deci la alegerile locale. Deci de faptul că sunteți acum candidat. Exact. Ca om, așa. Deci ca om. M-am dus cu o problemă legată pentru rezolvarea unei probleme în zonele criminogene. Infracționalitate în Dallas era, țin minte, da. Așa-i? Era pe Micro 3 și cartierul Traian ceva se întâmplase. Era vorba de iluminat, era vorba de făcut niște protocoale de colaborare cu poliția locală, că la noi se face o situație operativă în funcție de starea infracțională. Și aceasta este pe anul timp, pe luni, pe zile de sărbătoare, fiindcă noi avem cartierele și cartierele nu se aseamănă între ele. Deci avem trei cartiere, cum ar veni Paroșeniu, Coroieștiu și cu dealul Babii, Crividia, au o altă natură de stare infracțională. Pe când avem Micro 3B, avem Colonia, unde sunt cetățeni de etnie romă, alte tradiții, alt dispozitiv pentru a preveni starea infracțională. Nu sunt numai cetățeni de etnie romă, nu, dar preponderent. Să nu jignim. Păi nu jignim, dar așa. Problema e, acolo pe lângă ei s-au mai lipit și alții cu apucăturile la urete. Nu e neapărat să vârșesc numai ei. Și să trecem, depășim omul. Cum era, doamne? Și am colaborat foarte bine. Am colaborat astfel și totul încât, totul a ieșit super ok. Nu? Eu mergeam spre Traian odată pe strada, pe alea Muncii, țin minte, și dânsul lucra cu domnul Anghel, așa-i? Da. Și veneau amândoi de sus, de pe Traian. Și efectiv, dânsul cred că de atunci mă și îndrăjește și mă stimează, m-am dus la dânsul și... L-am rugat, am zis, știți, faceți abstracție că-s viceprimar, cum vorbesc eu așa repede, faceți abstracție, spuneți-mi ce probleme sunt sau eu cu ce pot să ajut, aș vrea să nu mai fie atâtea probleme. S-a uitat așa la mine și a început să-mi spună. La urmă m-am dus și la cei de la rutieră și am o relație foarte bună și cu poliția rutieră, țin minte că era și domnul Papuc pe vremea respectivă și l-am întrebat. Și dânsul a venit și ne-a dat niște sfaturi legat de vizibilitate în unele curbe, cum să facem la intrare în oraș. Vedeți dumneavoastră că acolo la intrare în oraș e amenajat provizoriu, să zic eu, sensul ăla, nu? De pe partea de jos când vii. Dar toate le-a făcut cu acordul poliției. Nu le-a făcut de capul meu și nici primarul nu le făcea de capul dânsului. Adică am colaborat. Din acest punct de vedere, eu îi mulțumesc că e astăzi lângă mine și am vrut să specific și cu ceilalți angajații ai poliției și ai mei aici, am colaborat destul de bine. La fel și doamna profesoară. Haideți să lăsăm pe doamna profesoară Pop să ne spună ce mi-aduc aminte. Era la liceu și știa că sunteți viceprimar. O imagine frumoasă, deschisă, care dacă îi puneai o problemă, poate că nu ți-o rezolva imediat, că nu avea cum, dar se gândea și rezolvarea venea destul de repede. Știu de la ce a făcut pentru toate școlile din Vulcan, știu că s-a interesat și de sport și de activități extrașcolare și de modernizarea, nu mai vorbim, toate școlile sunt modernizate în Vulcan. Vreo întâlnire cu dumneavoastră în perioada aceea? Sau... Nu ne-am intersectat. Nu, doar de la distanță, pentru că nu a fost... Să fim sinceri, am avut întâlnire că fiul meu, Alexandru, care nu putem să spunem că e un geniu al matematicii, i-a fost dirigintă, doamna profesoară. Și dacă pe Alexandru a reușit să... îl învețe și astăzi să fie student final. În ultimul an la facultate și el înseamnă că este un cadru didactic care știe să îmbine
să zicem așa, învățătura și cu încurajarea elevilor. Da, mulțumesc, da. Mulțumesc. Da. Bun. Și vreau să vă spun acum, eu legat de cadrele didactice. Eu v-aș întreba așa, ce ați făcut, doamnă, în calitate de viceprimar? Hai să spuneți oamenilor concret. Rămâne că am vorbit aici la o șuietă. Da, domnul Corneliu, știți, când mergeam dimineața pe la 5-6, adevărul că și eu și primarul îi le mergeam. Nu putem să spunem că nu. Vreau să-i recunosc meritele unde le are. Înțelegeți, nu este corect. Plecam dimineața fiecare pe teren și țin minte că mă gândeam așa deseori, oare oamenii ăștia chiar se gândesc ei. Sigur că noi nu putem, că găsisem dezastru vulcanul în anii 2004. Nu putem să le cuprindem pe toate, dar din dorința mea, eu sunt o fire sentimentală, dar în același timp sunt și o fire dură. Sunt o fire perseverentă, dar în același timp și credincioasă. Sunt o fire care te ajut, dar în același timp mă gândesc că trebuie să muncești și tu și să facem ceva. La fel mă gândeam și acolo când mergeam singură dimineața pe teren și începeam să-mi sun colegii din primărie, să zic așa, pentru lucrări și mă gândeam, oare oamenii ăștia se gândesc cât dragoste pun, așa mă uitam la blocuri și le doream să aibă o liniște, să aibă de toate. Problema era în felul următor. Orice proiect îl făceam ca să fie în folosul tuturor, al tuturor comunităților. Și atunci, și eu având copii, am considerat împreună cu primarul la vremea respectivă, pentru că o să fac eu o mențiune. Primarul mie nu mi-a interzis niciodată să fac o lucrare, nu mi-a spus să nu fac nimic și în toate mi-am pus amprenta. Și am și semnătura mea pe proiecte de anvergură mare din municipiul Vulcan și nu le dau citire acum. Deci pe mine nu m-am împiedicat să lucrez. Dacă pe alții zic că i-am împiedicat, e o altă problemă. Eu am avut mână liberă și tot ceea ce am făcut nu mi s-a pus opreliști. Astfel, proiectul cu modernizarea tuturor școlilor de care vorbea doamna profesoară a fost făcut în mandatul meu de viceprimar la toate unitățile școlare. Domnii profesori își aduc aminte și părinții la fel. Aveam tot interesul ca unitățile școlare să fie la standarde internaționale și să se bucure copiii, pentru că în calitate de mamă, care aveam și eu copii la școală, știam ce înseamnă să meargă într-o toaletă urâtă, să înghețe de frig iarna. Da. Deci din acest punct de vedere am vrut încă o dată să fiu cel mai aproape de copii. În al doilea rând am gândit să fac centre culturale și locuri unde să se întâlnească să-și poată desfășura activitățile extrașcolare. Astfel tot în mandatul în acești 8 ani în care eu am fost viceprimar s-a renovat Centrul Șansa. Câte activități culturale au realizat acolo domnul Fanea Brădoaie și toți ceilalți care poate acum nu doamna Nela Mihalache, tineri care unii mai cântă, mai dansează, câți tineri și-au ocupat timpul extra școală la acea unitate. Deci am gândit-o tot pentru ca să nu apuce pe alte căi copiii. De asta și acum în calitate de, să zic așa, dacă mă vor alege cetățenii primar, cea mai mare importanță o voi da tinerei generații, dar pentru asta o să revin. Am gândit că trebuie să asfaltăm șoselele și tronsoanele cele mai importante, pentru că era dezastru la ora respectivă, în anii respective în municipiul Vulcan. Am asfaltat în vremea mea strada Pinului, am făcut bulevardul Mihai Viteazu, am asfaltat în centru vechi, am pus băncile și am făcut sute de locuri de parcare. Ceea ce ulterior nu pot să spună cetățenii municipiului Vulcan dacă de 8 ani încoace, de când am plecat, s-au mai realizat atâtea lucrări. Pe lângă toate astea, am finanțat toate obiectivele de cult, recunoscându-se la nivel local că sunt un om al bisericii. Sunt un om crescut în biserică și am un mare respect față de fețele bisericii și de oamenii care au o credință, pentru că eu în viață am reușit și am rezistat la toate intemperiile, să zic așa, prin care am trecut din punct de vedere emoțional, profesional, fizic, poate, datorită credinței mele într-o forță și forța respectivă e Dumnezeu. Am ajutat lăcașele de cult și am avut o relație foarte bună cu toate parohiile, ceea ce va fi și în continuare. Am participat la inaugurarea sediului noi
poliției, când s-a mutat, am avut și această onoare, țineți minte, domnul Briceag? Da. Deci tot în timpul mandatului meu și dânșii au reușit să se mute. Și noua primărie. Da, dar era, nu era amenajată de primărie, dar vreau să spun că poate că mi-aduceam efortul prin grăbirea prin telefoane. Deci eu sunt un om care... presiune. Prin presiune mea. Acum, de data asta, nu găseam cuvântul. Da, puțin să știți că pun presiune și pun prima dată presiune pe cei de lângă mine. Dar și dânsii știu că deja văd și ei. Da, sunt un pic cicălitoare atunci ca să-i stimulez. La urmă se necăjesc pe mine și la urmă încerc să-i împac. Le trimit stickere de iubire la toți colegii. Mai facem câte o glumă. Dar e adevărată. Am făcut sediul noi primării. Cu primarul Ile consideram că nu mai puteam să stăm în căminul care era în zona Penii, care este proprietate personală, nu puteam să mai stăm acolo, era și chirie, dar era, spun că era și urât acolo. Dar era o zonă insalubră, credeți-ne, cădeau pereții pe noi și pentru cetățeni erau mândri. Era... și... cred că toată lumea se mira minunat când ajungea la primărie la Vulcan. Deci în 2009 am dat în folosință sediul noi primării. Vreau să vă spun că atâta suflet am pus în sediul respectiv, adevărul că mi-am și ales acolo biroul ăla de viceprimar care bate spre amândouă străzile, astfel încât să văd activitatea din pentru tot restul vieții mele. Nimeni nu o să mai poată schimba acest lucru. Un radar, nu? Da, exact ca un radar. Biroul de viceprimar are două geamuri care bat și de la venire dinspre sensul unicului și dinspre partea CAP-ului. Sigur, tot în acest context, mi-am pus sufletul și inima în toate. Telegondola respectivă pe care tot am vorbit și vreau să menționez că vreau să dezvolt în continuare zona pasului Vulcan. Pe CNI am primit fonduri în vremea respectivă și am făcut acea sală de sport care se află în apropierea școlii generale numărul 7 actualmente. Da? În cartierul Micro 3B, care nu avusese asfaltat până atunci, cred că de pe vremea Ceaușescu, adică în mod sigur de pe vremea respectivă. Celebrul Dallas. Da, celebrul Dallas. Am reușit și am asfaltat. Țin minte că trebuia să fie și o cotă parte a cetățenilor. M-am implicat foarte mult, tot la fel, mergând deseori, zilnic, să vorbesc cu liderii, cu oamenii mei care îi aveam acolo, astfel încât să pot să asfaltez. Acolo v-am spus, am o doamnă lider foarte bună, Zarumba Vasilica, care la urmă punea și dânsa presiune pe mine. Spunea, da, te-am ajutat toți cei din Dallas, v-am ajutat toți, acum trebuie să ne asfaltați, că eu ce spun la oameni? Așa se face, foarte bine și sunt foarte sinceră. Și mi-am dat tot interesul. De asta dânsii au și dânsii o povară foarte importantă, că ei și-asumă responsabilitatea să vină lângă Gera Stoica. A dat dânsul când merge în cartierul dânsului. Doamna profesoară când se întâlnește cu foștele sau părinți pe stradă. Sigur că lumea spune, no, bun, dar ce face Angela sau ce a făcut Angela? Deci din acest punct de vedere nu este ușor nici pentru echipa care este lângă mine. Iar eu am o datorie morală și din respect să fac treabă. Nu poți. Dacă îți respecti colegii și ei au ales să vină lângă tine, eu trebuie să-i respect prin de a le îndeplini cerințele și problemele cu care dânsii vin să mi le spună că trebuie rezolvate în teritoriu. Deci, în cartierul Micro 3B, foarte multe locuințe am încercat să amenajăm, dar pe vremea respectivă eu am ținut societatea Pregoterme sa în funcție și foarte mult m-am zbătut ca mulți oameni, că aveau 200 de angajați, 200 și, să aibă un loc de muncă. Am considerat că era mai bine să fie o societate separată de primăria municipiului Vulcan, cu conducere de sine stătătoare, nu cum e acum un serviciu în subordinea primăriei. Dar dacă nici acea societate nu s-a mai putut menține după plecarea mea, trebuie să vă dați seama. Nici Edil Terma nu s-a mai putut menține după plecarea dacă mea. Dacă veniți primar, ce veți face cu societatea asta? Să știți că o să iau măsuri din nou astfel încât să pun în bazele unei societăți, încât să poată avea o paletă mai largă de activități. Pentru că, ca primar, la ora actuală, doar cu un serviciu subordine, ești legat de mâini. Nu poți să faci multe, că încalci legea și atunci asigur că cei de la contabilitate spună, nu pot, domnul primar, aici nu pot să-ți dau avizul, aia nu ai voie să faci, iar eu m-aș enerva și sigur că ar ieși scântei. Dar de ce nu merg aceste societăți de gospodărie? Pentru că nu a mai fost niciun interes în ultimii ani. Peste tot se întâmplă la fel. Pentru că, da, sunt, pentru că... Mă repet acum cu pentru că, dar să vă spun de ce. Simpli, știi aceste ce societăți... Bă, fură ăștia, le spag, le nu pot să fure atâția. Nu așa spun oamenii simpli. Nu, se încărcau cu datorii de la
partea de termoficare, m-ați înțeles? Acolo, cu pierderi cu tot, ei se încărcau. Și fiind cumulate societățile, bun, și da, partea de salubrizare și partea de termoficare, cea de termoficare, de efectiv, o îngroapă pe cea de salubrizare. Asta făcut, era pe vremea. S-au făcut alte societăți, s-au șters de la zero, s-au pornit. Și de s-au la... pornit, da. Și iarăși au intrat. Adevărul este că trebuie și supravegheați cei care conduc și gestionează activitățile. Dar acum... E vorba de management defectos sau de pur și simplu de băgatul mâinii, cum spune poporul? Nu, băgatul mâinii nu pot să spun, pentru că sunt controlate și aceste societăți, nu. Acum și cu băgatul mâinii, cred că nu mai este chiar atâta în vogă băgatul mâinii ăstuia când ai o funcție publică, pentru că sunt atâtea măsuri de restricționare și de... oprire și nu cred că riscă nimeni atât de mult. Nu, nu, nu. Asta. Și acum ce veți face? Deci o faceți o nouă reorganizare? O să... Deci o să văd mai întâi cum funcționează acest serviciu. Până la ora actuală serviciul funcționează bine. Mie îmi place așa. Au început să se facă curat în municipiul Vulcan. Deci nici o problemă ca oameni. Bine, sunt oameni deosebiți. Nu ajunge. Deci societatea aia trebuie să aibă... Acum la nivel de Valea Jiului și de județul Hunedoara operează pe partea de salubrizare Supercom. O societate pe care pe mine efectiv m-a nebunit de cap cât eram în Consiliul Local și am spus și domnului viceprimar la ultimele ședințe, numai cu proiecte de hotărâri de la Supercom trebuie să venim. Tot timpul au câte ceva de ore mai scumpesc gunoi, oare la tona de gunoi, deci cred că cândva se va lua o hotărâre. Cel mai bine a fost când eram sub ordinea administrației locale, pentru că atunci ca primar aveai tot interesul să țin cu cetățenii tăi, să nu mărești gunoiul, nu venea nimeni să-ți impună ca și acum de la nivel de județ sau... Bun, haideți să vorbim și cu colegii noastre puțin și pe domnul Ioan Briceag aș întreba dacă, adică ce nu-i place acum la Vulcan, ce ar vrea să se schimbe și chiar dacă ați fost polițist, cred că problema câinilor există și în, și în Vulcan, cum vedeți, cum o vedeți rezolvată? Păi, sunt cam multe de făcut fără la... stăpân, bineînțeles. Da, sunt cam multe de făcut la Vulcan. Nu câinii cu două picioare. Da. Păi, înainte a fost un centru de ecarisaj, de ecarisaj care se ocupa de problema asta. Dar au apărut anumite reclamații. Tot noi l-am făcut în mandatul. Da, tot pe mandatul anului acela. No, și până la urmă a fost nevoie să fie închis. Eu, ce să zic, mai mult... Da, ca... da, sunteți conștient că și acum se plâng oameni. Da, păi sunt, le frică, că eu trec, efectiv. Și, le frică și există serviciul de ecarisaj acolo la nivel... Sau... Efectiv, sunt haite. De Valea Jiului, cred că. Este o problemă care cred că va trebui rezolvată de urgență și mai... Am și scris-o în acest pliant. Eu îmi doresc să fac un propriu serviciu, mă iertați. Dar nu omorâți. Propriu serviciu de ecarisaj. Efectiv, eu am văzut la Târgu Jiu, am văzut acolo, este un veterinar. Era orice și... câine da, se castrează ca să nu se mai mulțească. Da. Deci se pot lua măsuri și foarte elegant. Trebuie să fim umani. Aveam și o cantină de ajutor social când eram viceprimar, pentru că mă gândisem și la cei mai ropsiți de soartă sau care aveau probleme în momentul respectiv. Mi-am adus aminte acum. Pe parcursul meu, când am devenit consilier, mă iertați domnul Briceag, mă durea sufletul și întrebam pe domnul primarile și serviciul ăsta al externalizației. Iluminatul public era în subordinea primăriei municipiului Vulcan. Cumpărasem o nacelă. Nacela e albastră care e a primăriei și își efectua foarte bine serviciul. Bine, poate costurile erau mai mici. Ei, costurile erau mai mici. Nu. A început un management defectos. N-a mai existat persoana care a știut să facă un echilibru. Acea persoană eram eu și se vede. Și atunci, sigur, dacă s-a plecat urechea la fiecare cu interesul fiecăruia că serviciul ăla trebuie externalizat, ăla trebuie externalizat, ăla trebuie externalizat, astfel, la momentul actual, Primăria Municipiului Vulcan a externalizat toate serviciile, ecarisaj, iluminat public, bine, dacă ar merge bine, asta n-ar fi neapărat un lucru. Salubritate, salubrizare. Doamna Stoică, dacă ar merge bine, n-ar fi neapărat un lucru rău, dar problema e că nu merge. Păi nu, adică mers, câini, de probleme, exemplu, pe sigur, străzi, iluminatul sigur e cum e într-unele locuri. Adevărul este că a fost un interes și cred că de la nivelul județean, pentru că toate aceste servicii sunt de fapt subordinea Consiliului Județean mai nou. Probabil nu aveau ce să mai facă nici edilii. Probabil era o măsură luată la nivel mai central, peste capul lor, pe domnul Briceag, mă iertați. Și uitat, adică n-a mai, a rămas să ne răspundă ce nu-i place prin Vulcan.
Păi ce să vă zic, mai mult e faptul că orașul cam s-a pustit. Locuri de muncă nu mai sunt. Acum cam marea majoritate a persoanelor care sunt angajate cam tot sunt bugetari. Deci mai vedeți tineri. Da. Deci mediul privat practic e sublim, dar nu există aproape deloc. Sunt numai câteva mici societăți. Deci asta acum, nu mă place. Da. Referitor la infrastructură, știu eu ce nu păi la infrastructură nici nu avem ce să mai discutăm. Că în afară de centru și de câteva cartiere care sunt făcute de pe vremea lui doamna Angela, nu s-a mai făcut nimic. Deci, cel puțin la mine, unde stau eu, unde alovabi, în 12 ani am făcut praf 6 mașini. Dânsul nu asta cum de alovabi, să nu credeți că e mârlan de al meu. Dânsul s-a mutat ulterior. Pentru că i-a plăcut zona, o zonă pe care vreau să o dezvoltăm și Parușeniu și Coroieștiu. Deci cum e cazul la mine de Alubabia, așa este și în Parușeni și în Coroiești. Deci sunt probleme mari. Pe doamna Angela și pe noi, pe echipa care o susținem, o să ne aștepte momente foarte grele. Că sunt multe de făcut și nu știu cum o să... Da. Doamna profesor, cum... Pe mine ce mă deranjează? Aspectul de neîngrijit al orașului. În afară de bulevardul care are 800 de metri lungime sau pe o porțiune de 800 de metri, că probabil e mai lung, unde cât de cât oamenii de la primărie se mai îngrijesc să arate într-un mare fel, toate părțile periferice sunt vraiște și urâte și murdărie, gri și ciulinii atât crescută, și așa mai departe. Lipsă de vopsea. Deci, străzile, trotuarele... Cred că e criză de vopsea. Nu, dar nu e vorba numai de criză de... Adică să nu tai iarba decât pe anumite porțiuni și porțiuni întregi, mergi ca prin lanul de grâu, nu este posibil. Dar de ce credeți că le lasă așa de negre totuși? Nu știu de ce. Nu, eu la actualul viceprimar, mă iertați, nu pot să-i bag vina, că e de 3 luni. El încearcă, domnul Barbu, să facă ceva. Dar nu vorbim poate de ultimele 3 luni, vorbim ultimii de ultimii 7 ani, da, nu s-a ultimii făcut 7 nimic. Ani, da. Deci nu de ultimii 3. Nu poți să-i fac vina actualului viceprimar. Și nici trotuarele nu s-au stricat în ultimele 3 luni. Da, iarba necosită, toată delăsarea asta, toate serviciile externalizate, nu, totul asta s-a întâmplat uitați-vă de 7 ani încoace. Uitați-vă cum e peste tot și dincolo când te duci. Da, asta vreau eu să scot în... culori vii, flori, amenajări. Nimic. Eu sunt unul din cetățenii așteaptă care se plimbă. Așteaptă o femeie să fie primarul municipiului Vulcan și Vulcanul și atunci vor fi și flori, va fi și înțelegere. Nu va mai fi atâta patos și atâta ranchiună, mă iertați, că-s numai bărbați și fiecare zice că e unul mai bun decât celălalt. Dacă ne pui față în față, unul spune că e cel mai bun, dar nu are nicio experiență și n-a muncit în viața lui și nu e atât de ușor să fii primar, dar te vezi primul și ne dai în cap la toți ceilalți, celălalt spune că știe totul și a făcut totul, dar în 8 ani de zile nu se vede că ar fi făcut mare lucru, iar ceilalți nu au nicio treabă cu dânsii. Nu atac, dar puțin a fost așa mai pișcat în anumite emisiuni. Și știți, voi fi o femeie, dar colegilor, mă cunoașteți. Nu se poate să aruncați cu vorbe că nu sunt în stare sau altul e mai bun decât restul. Păi eu vin cu cartea mea de vizită ce am făcut în 8 ani de zile. Nu pot să spun că n-am făcut nimica, tu care poate chiar n-ai făcut nimica. Deci, stimați vulcăneni, doamna Angela Stoica promite solemn aici că va cumpăra vopsea, deci vor fi vopsitori, că va cumpăra coase, vor fi oameni cu iarba așa, și că va amenaja floral mult mai frumos. Lăsați-mă că la mine, la dealul Babi, se face clacă. Nu, eu asta am înțeles din ce a spus. Și o clacă, da? Se putea tunde iarba. Da. Nu era o problemă. Eu cred că se poate merge mai departe. Bun, și la lucruri mult mai serioase. Da, exact. Pe ce mă obsedează pe mine? Mă rog. Eu sunt unul din cetățenii care umble foarte mult pe jos și doamna Stoica Angela poate să mă susțină în acest sens. Eu merg minim 4-5 ar trebui să o susțin eu pe doamna ca să... Da. Am condiție fizică și mai deci bine. Eu cunosc tot Vulcanul din prisma călătorului. Cam joacă paverele pe acolo prin cer. Dacă ar juca, ar fi bine. Dar pe exterior, pe periferie, cum vă spuneam, dacă nu ai niște tenici bine legați sau cusuți, rămâi fără ei. Deci ori mergi pe carosabil, ori prin gropi, ori pe nisip, ori pe pietricele. Asta este un adot. Ori pe un preș fermecat să zbori. Da, ar fi ideea. Dar imaginea dezolantă a părții de centură mă deranjează cel mai mult.
pentru că toată partea aceea, de la Penny până la bancă, dacă mergeți pe exterior, care este foarte circulată, după părerea mea, cea mai circulată, pentru că minunații turiști care merg în Straja, care merg în Cheile Buții, care se duc la izvoarele Cerne și așa, pe unde credeți că trec? Pe acolo, nu trec pe lângă panseluțele de pe Bulevardul Mihai Viteazu. Da, mai sunt și drumuri județine care sunt în administrarea și a județului asta. Da, porțiunea asta, aceea nu cred că este de județ, ține de județ, n-am știut. Asta este una, drumul este foarte prost, trotuarele sunt de nestrăbătut. Trotuarele nu, da, într-adevăr, trotuarele de administrație locală. Totuși în secolul 21. Da. Și foarte multe iar alei blocurile, între bloc. Iar blocurile, într-adevăr, sunt primele din vulcan, dar arată ca și la război sau după război. Asta e o imagine tristă a vulcanului. Foarte tristă, foarte gri, care decepționează. Aș vrea eu să intervin ca să spun și pe proiectele ce le avem de făcut referitor la ce spune doamna profesoară Pop-Georget. Știți, în calitate de consilier local, eu am aprobat toate proiectele care am considerat că sunt pentru dezvoltarea vulcanului, chiar dacă le-a inițiat primarul Ilie, da? Nu am fost gică contra la niciunul. Astfel, eu am semnat pentru proiectul Crividia, de la Teodora Locaciu până sus în Crividia, asfaltarea drumului, care este un proiect pe gal vulcan, care este în derulare. Acum această stradă este dezastru pentru că cei de la Regia Apei schimbă și conducta de apă. Am promis cetățenilor din cartierul Colonie de Jos că vom asfalta străzile. Păi normal că le vom asfalta, că proiectul deja se află într-un stadiu în care el urmează să fie aprobat, este pe cale de a fi aprobat, tot pe gal vulcan. Deci nu vorbesc fără să știu, că asta vreau să le spun celorlalți, dacă nu știu sau nu mai sunt în Consiliu sau alții au fost degeaba în Consiliul Local. Dar și nu au fost atenți. Cine v-a supărat? 2-3 contracandidați care au spus că nu pot să fac lifturi, nu pot să fac lucrurile respective, dar dânsii n-au făcut nimic activ, nici când au fost sau care n-au fost. Și din acest punct de vedere am vrut să și menționez ceea ce am făcut și nu le-am menționat pe toate, vă spun sincer. Dar vedeți, nu am spus că pe vremea mea s-a dat în folosință și Penny Profi, spațiul de la Profi, și Minimax-ul, și Penny Vulcan. Nu am spus. Magazine, mega magazine, să zic așa, mega. Cât le putem noi spune Vulcan, mega. Sunt lucruri în care eu mi-am pus aprenta foarte mult, pentru că acea presiune care făceam eu pe telefoane, urgenta lucrările și s-au putut face. Lentoarea cu care au practicat meseria de primar și de viceprimar următorii a dus vulcanul în stagnare. Și dacă veți ajunge primar, va trebui să aveți pe cineva care să fie la fel ca dumneavoastră. Deci tandemul va conta primar, viceprimar. Deci, eu în calitate de primar și în calitate de președinte de partid. Schițat cum trebuie să arate viitorul viceprimar, dacă veți fi primar? Viitorul, dacă eu voi fi primar și cetățenii îmi vor acorda votul dumnealor, asta numai de cetățeni depinde. Corect. Eu nu pot să spun nici că sunt pe poziția întâi, nici că sunt pe doi, nici că sunt pe ultima. Dragi cetățeni, vom vedea în 27 pe cine dumneavoastră ați dorit să vă reprezinte. Dacă eu aș fi primar, sigur că... 6 minute, ca să știți. Eu aș opta, sigur, pentru viceprimarul care are experiență, să zic așa, dar eu sunt deschisă la orice alianță cu toate partidele, nu se pune problema din acest punct de vedere și respect opțiunea cetățenilor de vot, adică care va avea o majoritate. Cum ar trebui să fie viitorul viceprimar dacă cetățenii v-ar acorda votul? Viitorul meu viceprimar ar trebui să fie un om de încredere și să asculte, pentru că eu am experiența și doar trebuie să asculte, că nu înseamnă că îi dau în cap să nu o să ne înțelegem sau avem ceva de împărțit. Omul trebuie să asculte, nu trebuie să fie nicio problemă că eu sunt femeie, dânsul ar fi bărbat, să zic așa, să facem treabă, să meargă împreună, să fie un om energic, să fie un om care să urmărească proiectele, zilnic să fie în teren, să urmărească lucrările. Nu putem să stăm în birou, domnul Bran, pe de asta nu s-a făcut nimic, pe cum să stai în birou? Trebuie să fii de dimineața până seara după oameni. Păi dacă ești după copiii tăi acasă și după familie, mai te uiți. Eu aici prin vale și viceprimar care, într-adevăr, sunt pe teren toată ziua. Păi și au și făcut treabă, probabil. Și la Lupen sunt. La Vulcan mai puțin. Nu, la Lupen sunt. Eu am spus. Deci eu am un stil de a lucra
puțin și mai în forță când este nevoie, dar nu te las nici la greu. Dacă ai vreo problemă sau un necaz, fii convins că merg cu tine până acolo unde, chiar și dacă până cad eu, da, chiar și dacă da. Cad eu, ne vom ridica împreună. Domnul Briceag, foarte scurt, așa, un minut. Transmiteți ceva vulcanenilor, pentru că vă aflați, cum să zic, ultima oară într-un studio electoral și pentru echipa, pentru... Nu că mai avem o emisiune, dar nu o să mai vină domnul. Da, pe de asta spun. Vă rog. Ce să spun? Votați doamna Angela datorită experienței, cunoștinței care le are și tot ceea ce s-a văzut în vulcan atâta timp cât dumneavoastră a fost pe funcție. Toate realizările care s-au făcut. Că întotdeauna toți spun și asum alții responsabilitatea realizărilor și aruncă ce e rău pe altcineva. Eu merg cu doamna Angela pentru că o știu ce a putut să facă și ce va putea face, fiindcă ne așteaptă niște momente grele în vulcan, acum după 8 ani de stagnare. Cred că și în țară ne așteaptă, la ce se, cum se, care e situația. Da, cred că și la nivel cred de țară. Cred că și la nivel de țară. Că, eu zic că ne așteaptă momente foarte grele. Din moment ce 8 ani nu s-a făcut aproape nimic, totul e dezastru, un an, doi, o să fie mult de lucru ca să se reabiliteze cât de cât. După aceea o să vadă rezultatele. Da, doamna Pop. Și eu mă aliniez domnului Iadi Briceag și le transmit cetățenilor municipiului Vulcan să iese la vot, în primul rând, să o voteze pe doamna Angela Stoica și consilierii de pe lista Partidului Puterii Umaniste, pentru că vă promitem că orașul va arăta mai vesel, clădirile vor fi mai colorate, vom lua, așa cum ați spus, vopseluri și le vom schimba imaginea și oricum vom încerca să-i susținem pe tineri în tot ce își propun ei sau le vom și sugera noi, acum depinde de situație. Deci aveți încredere în noi, aveți încredere în doamna Angela Stoica, care este o forță și care își dorește să facă foarte multe. Doamna Angela, ultimele 3 minute vă aparțin. Dacă vreți, vă mai pun eu întrebări. Dacă nu, puteți să le transmiteți dumneavoastră mesajul vulcanenilor. Cred că e mai corect așa. Vă las pe dumneavoastră să-mi puneți o întrebare. Poate sunteți convingătoare. Și, păi, o întrebare ar fi dacă credeți că pe 27 septembrie lumea va veni la vot cu pandemia asta. Da, eu cred că lumea va veni la vot în municipiul Vulcan, în special pentru că dânsii chiar trebuie să ia o hotărâre și o decizie acum. Dânsii trebuie să gândească pentru că sunt într-un moment în care nu mai există un om care să administreze Vulcanul cu experiență, așa cum l-a administrat, să zicem, primarul nemai candidând, iar acum cetățenii din municipiul Vulcan trebuie să fie oameni responsabili pentru viitorul dânșilor și al copiilor, încât să aleagă o persoană care dânșii consideră că îi reprezintă și pot să facă ceva în municipiul Vulcan. Deci eu cred că în municipiul Vulcan cetățenii vor merge la vot. Este un mare interes pentru că se discută soarta tuturor. Pe cine alegem și doar ai cui merg la vot simpatizanți, acela va ieși primar. Deci, din punctul ăsta de vedere, îi rog pe cetățeni să iasă la vot și să voteze cu cine cred dânsii. Dar să iasă ca să fie o majoritate. Primarul este după modelul și chipul și asemănarea dumneavoastră, dragi cetățeni, în funcție de care ieșiți la vot. Dacă iasă o categorie, va fi primarul de categoria respectivă, dacă iasă o altă categorie, va fi primarul de categoria respectivă. Cum ar veni, eu v-am spus să nu vă plângeți. Eu v-am spus să nu vă plângeți, bine ziceți. Aș vrea să îi rog pe cetățenii municipiului Vulcan, care sunt lângă mine și care mi-au transmis că sunt unul dintre oamenii care își pun baza și au pentru că am experiența necesară. Să le amintesc, ca să voteze, dacă votează Angela Stoica, trebuie să voteze Angela Stoica pentru poziția de primar și dacă dânsii consideră că echipa care mă reprezintă pe mine îi reprezintă și pe dumnealor, pentru un mandat de 4 ani, atunci trebuie să voteze Partidul Puterii Umaniste, PPU, care are siglă CALU și care este poziționat pe buletinul de vot la poziția 8. Vreau să spun că vor merge cetățenii în studio, în
cabina de vot, da? Vor fi trei buletine, de fapt, că va fi și la Consiliul Județean. Vor fi trei buletine de vot, astfel încât unul va fi pentru primari, în care mă voi regăsi și eu, Angela Stoica, și unul va fi pentru consilierii pentru consilierii locali, unde mă voi regăsi și eu, Angela Stoica, la poziția 8 la Consiliul Local, și unul mă ajută colegii mei, vedeți, de asta trebuie să ai echipă. Și al treilea va fi pentru Consiliul Județean, al treilea, al patrulea, nici nu mai știu dacă nu e și președintele Consiliului Județean separat. Bun. Cred că un separat. Mesaj, o frază. Pe mine mă interesează o frază. O frază. Încheiem. Dragi cetățeni, cred că sunt omul potrivit. La locul potrivit. Mulțumesc. În momentul potrivit. Stimați telespectatori, în momentul trebuie potrivit. Să încheiem aici, timpul s-a scurs. Mulțumesc, domnul Bran. Ne vedem peste 2 ore cu alți invitați. Rămâneți cu Capital TV, la revedere!